Și nu spăla de viața, n-am înțeles. Salutare, prieteni! Bună, bună, bine v-am găsit în studioul gastronomic al lui Nenea Danu, Marian Danu, așa, la șef. Lo șef. Eu nu știu franceză, eu am citit Lo șef. Italiană. Spui Lo șef. Italiană? Da. Italiana tot nu o cunosc. Ciao, bambini! Ciao, copii, ciao, mamini, tot salutare mama, salutare soție. Astăzi, Marian Danu, am înțeles că ne-a invitat să pregătim gustări la bieri. Ajutorul nostru este Iuhtimovski Eugen. Cine nu-l cunoaște, puteți să intrați pe pagina lui de Instagram. Și să nu-l cunoașteți. 10 persoane, eu sper, astăzi se vor abona în sfârșit la... Da? Dar ce numai 10? Nu, că 20 deja au ieșit, ca să egaleze. Dar spune mai că cum e Instagram? Iuhti, da? Iuhti, că intrați la el pe Instagram, vreau să mă spuneți o poză. Capa. 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 Asta e important. Capa. Exact. Ce facem astăzi? Azi, noi, în primul rând, bem un gât de beri. Cam eu am prieteni. Înțeles ideea. Era și o vreme deja, eu am înțeles, Eugen. Dar da, cum îi place lui Eugen, Jenia, Janica? Wei, poți să-i spui Wei, eu nu sunt. Amenzic Janel, nu e problemă. Nu pot eu așa. Jenia, cum să-ți spunem? Ca să nu-ți super. Poți să șuierați? Putem să șuierăm. Așa, da. Hai, de ce nu? Dar spate eu să zic ca nimeni, Janel. Spate, dar așa îmi zic părinții și bunei. O, ai văzut? Eu într-o calitate de bunel. Am intrat în familie. Azi noi, dragii noștri, o să gătim, știți cum se întâlnesc prietenii și când se întâlnesc prietenii, ei au mult să ajungă pentru toți, să aibă variat. În primul rând multă bere trebuie să aibă, dar la bere trebuie să ai ceva gustos, da? Niște gustări. Zacusăcică, gustările, ciuguleală. Da. Și avem aici, uitați-vă, peștișori, știți cum se cheamă? Gingiric. Chiar credem că ați zis, nu știu. Trecut în live tot au spus. Da. Nu. Moivă. Moivă și mai era o denumire. Era încă o denumire. Chif-chic, nu știu cum era. Tic-tic. Era o... Gingeric. Noi numim gingeric. Petrușel. Nu, petrușel e altceva. Petrușel asta e alt animal. Da. Petrușel asta e gherișorul la gingeric, ca să știi. Poftim, ia că eu caut. Eu caut. Mă uit că e pierdut. Și eu, ia că sunt tot. Vezi ce înseamnă și înți prieteni. Întotdeauna este un mândrăjitor. După asta, iată aici avem creveți. Iată aici avem niște ineluși, printre altele asta e mândria mea. Și îți spun de ce? Ia uite ce ineluși simpatici, da? Dar uite ce e aici. Asta e o roată de ceapă, încă o roată de ceapă, în mijloc mozzarella și tot asta e învelit în panceta. Asta lui tovarul și ăsta practic poți să-i dai viză de reședință. Asta-i... Am înțeles, panceta asta ce e? Panceta asta e cum ar fi același bicon, numai că panceta. Înțelegi? Asta este jiguli. Da, este Mercedes. Aha, eu pot spun că eu am pancetă pe mine. Și nu ca așa, dar încă... Șef, de asta, două straturi de pancetă. Șef. De asta, Iminaia, cum să ziceți română? Cu nume, da. Iminaia cu nume? Printre altele, ca să terminăm, scuze-mă, te întreb, până la capăt, cu pancetă, prioritatea pancetei în mâncare, dacă acum ar trecem la serios, este, eu de-o așa lăsat vreo câteva bucățele, feliuțe. Deci dacă ea este elastică, uite, vezi? Eu tot sunt elastic. Nu, tu ești flexibil. Gata, noi cu panceta terminat. Tu te extinzi, asta nu o să nu pești elastic. Asta e carne de porc, da? Să înțeleg, un strat de cărniță. Asta e cărniță de porc, burt printre... Eu am spus, de la abdomen, de la abdomen. Cu panceta. De la abdomen. Apropo, cine a observat, eu azi am abdomen. Ești un gladiator. Azi am abdomen de stat deosebit. Te rog frumos. Dintr-un oval te-ai transformat în pătrățel. Exact. Sfera uneori poate fi și pătrat și cub. Nu, eu aș spune la tine e forma ideală, sfera. Pentru matematicieni asta e forma ideală. Asta e întruchiparea universului. Așa, 360 de grade și 360 de kilograme principalul. Mergem mai departe cu mâncăm. Cu bunișorul. Avem aici niște mivi. Chiar nu le-am făcut curățatul până la capăt ca să lămurim la cei de casă. Ce se întâmplă cu... Iată chestiuța asta ea, că este... Pierișoarele astea sau musticioarele astea cu dânsul tovarășul ăsta se agață de diferite pietre, ram sau ceva și acolo el trăiește, așa ca un strugur printre altele. Da, chestiuța asta e. El e sculeb, de fapt, da. Așa că chestiuța asta e, noi acum să arătăm cum, dar în mod obligatoriu când se cumpără cu carapace, fără carapace, proaspăt, congelat sau cum ar fi situația, chestia asta în mod obligatoriu, iată așa se strânge și se scoate. După ce le faci sau cum? Nu, până le gătești. Da, pentru că ea nu se gătește, nu se moaie, nu se topește nimic. Și la mâncat e tare deranjantă și chiar câteodată
Și zici cum? Ascultă, asta nu-i zacuscă, asta vă aruncă. Cea mai bună explicație. Nu s-a tăiat în spate. Zici cum, Midil? Nu, mi-a plăcut. Nu, e neu. Uite, să revenim, Beton scrie aici în comentariu. Se numește Chifal. A, da? Chifal. Chifale. Bun, Beton, Chifal. Mersi, mă, că Beton, asta e Beton. Mai mult spun Chifal, uite. Bun, prieteni, noi suntem live și pe pagina de Comedy Zebra Show și pe pagina oficială Beri Chișinău. Și pe pagina lui Chef Studio Gastronom. Exact, exact. Și acolo intrați, dați un like la toate trei pagini, dați și un share ca să fim cât mai mulți aici, ca să vadă, nu știu, prieteni într-adevăr, să-i faceți o plăcere sau o șudă, nu știu cum să-i faceți, ca să vadă într-adevăr ce gustări la bere noi astăzi mâncăm, da? Propun să sfințăm începutul. Așa, da, eu propun. Dumneavoastră la volan? Exact. Fără alcool, dumneavoastră. Mersi mult. Eu mai ierd așa un Radler. Oh. Radler pentru domnișoare. Noroc. Noroc. Acum urmează un minut de înghițire a berii. Înghițăm pe rând ca să întindem momentul ăsta culminant. Ah. Și, pe lângă tot asta, iată, mai avem aici încă o ciabata. E tipajul ăsta de pânic așa mai plesnită și mai... Cevata e ciabata, da? Și bă. Ciabata. Și noi o să umplem azi pe dânsa cu legume, printre altele, și grătar fără legume. Chiar dacă e grătar în condiții de casă, tot e de dorit să avem legume. Da, eu știu, la carne merge tare bine legume. La carniță legume este întotdeauna... Mai ardei, mai zucchini. Acuș o ceapă roșie, o ceapă albă. Și o să facem așa ca să fie sănătos, printre altele. Dacă nu putem să-i dăm noi așa în maier. Azi e vineri, prieteni, da. Pentru, reamintesc pentru ceilalți care nu au știut, care poate s-au trezit abia acum, eu cred că ne urmăresc și mulți din diasporă. Prieteni, urmează două zile în care aveți ocazia să faceți, adică să vă învățați cel puțin sau să vedeți, să vă inspirați din gustările noastre de la bere și două zile de weekend să vă distrați între prieteni, da, între cumătri, la o bere bună, la între nanaș, la urma urmei. Între nanaș, da, care? Eu o să încerc să fiu cât mai explicit, să lămurim ce facem, cum, ca să fac și lumea acasă. Exact. Da? Căițelul, vă rog frumos, foița, stiloul și încerceți să registrați. Sau atent la televizor sau... Da, mai privească și la ecran, da. Da. Și o să vedeți ca să repetați voi acasă. Până când eu o să încerc repede, eu chiar special am lăsat un ineluș de ăsta ca să lămuresc cum el se face și să ajunge la momentul ăsta. Arată foarte. Să ia feliuța de pancetta. Voi să vedeți cât e de gustos asta. Asta e răsărit, asta se mănâncă unul după altul și ta-ta-ta-ta-ta. Pavel, uite. Răbdare. Da, eu rabă. M-am învățat noi, răbdare. Dar el e tare, da? Bravo. Nu. Răbdai. Mi-e în spate. Eu azi am lucrat. EJ. Cum e vie? Cum e vie? E fără cap. Crud, în sensul. Spate. Și, uitați-vă cum e comod asta. Inelul și făcut, mozzarella în mijloc. Este foarte comod de a pune așa pe jumătate, ca să învelim. Iată așa. Și după cum am spus, panceta, partea e pozitivă, că e o leacă elastică și se poate de-o întins, așa. Ca tot ce este acolo înăuntru să se împacheteze. Dar uite cum faci la noi ca la traumatologie, cum pune, știi, pansamentul. Ăsta e pansament cu pancet, ca să înțelegi. Întrebarea, da? De ce la școală noi învățam la educație tehnologică să croșetăm și să brodăm, dar nu să facem, uite așa, art culinar, da? Da. Propun pentru cei care sunt în domeniu să ia la vouă. Luați aminte, asta e life hack. Da. Deci îl puneți pe margine ceapa, un cer de ceapă, în mijloc mozzarella, încă un cer de ceapă și bandajați, da, cu pancetă. Foarte corect. Așa până deja la capăt. Uitați-vă cum e trebuie să arate. Dacă o să îmi permiți, iată așa trebuie să arate. Iată este pansament care se face la noi la traumatologie cu pancetă. Sper că înăuntru la traumatologie nu e mozzarella. Nu, nu e mozzarella. Nu e mozzarella, acolo e mai topit alea. Acolo... Bun, prieteni, noi vă îndemnăm cât mai mult să fiți pe live-ul nostru și astăzi ne-am propus, uitați-vă, gândiți-vă foarte bine care ar fi un cel mai frumos toast. Tu asta, așa, un interactiv să facem un cu toast, voi, da? Un toast atunci când servește un pahar de bere alături de prieteni. Cum ai zis cuvântul toast, prima care ne-a venit în gând asta a fost adnajde. Daleko v garah. Da, este cu toasturi ca cu aziene, știi? Acum să faci garah toasturi ca cu aziene, nu e nicio problemă. Nu, lăsăm în câmpii de Moldovei. Ok, și noi este toată 7 coline ca asta, v garah. Da. E ok așa, da? Exact, așteptăm toasturile voastre în comentarii. Stai, toastul să fie dedicat prietenilor.
Exact, despre prietenie. Despre prieteni. Puteți folosiți hashtag-ul mereu între prieteni, mereu între, nu știu, între rude. Între cumătri. Între cumătri. Ca să fiți mai activ, spune și a să câștige și la care să iei. O, avem și un premiu, avem și un premiu din partea prietenilor noștri, de la Bere Chișinău, o ladă, o ladă de 20 de sticle, da? O ladă. 20 de sticle. 20 de sticle de Bere Chișinău. Pentru ladă, cel mai automobil interesant comentariu, un toast pe care îl spui atunci când servești o halbă de bere între prieteni. Hai să dăm un exemplu de un toast așa. Hai, dedicat prietenilor. Uite. Exemplu. Berea e ca un prieten. Unul e puțin. Mai trebuie. Așa? Da, e bun, e bun. Sau la unul nu trebuie să te oprești. La unul. Dar nici prea mulți. Hai să nu spune la una. La una. Să fii înțeles ca bere. Hai așa, bere ca prietenă. Dar aici trebuie să te oprești la una. Ați înțeles care e ideea, da? Da, și eu reamintesc lui Iuhti că el nu poate să participe la concursul nostru. Prieteni, vom selecta trei tosturi, cele mai bune tosturi, și la sfârșitul acestui live vom decide cine este învingătorul. Uite aici un mesaj foarte bun, dar iarăși nu participă la concurs. Îl scrie Beton. Sughiți bun la halbele care nu mai sunt între noi. O, da, da, ai un minut de reculegere. În memoriam tuturor tonelor celor bere. Eu aș spune betoanelor. Betoanelor de bere care s-au consumat în această vară, în această pandemie. Sper că și voi stați acum la ecranele voastre, la telefoane, la calculatoare. Sunt părțile pozitive, da? Da, sunt și părți pozitive, da. Acum, în perioada asta, nu trebuie să folosești pozitiv, înțelegi? Adică optimiste, da, mai atent cuvântul. Ok, sorry. Ultima dată. Așa. Exact. Da. Noroc. Ați observat că noi n-am șocnești. Noi n-am șocnești, memoria nu-ți șocnește. Da. Corect. Bun. Cât voi mai astia, eu mai... Am înțeles, noi avem aici ouă, nu știu pentru ce noi avem ouă. Ouă avem pentru că o să facem din ele... Ouă pe masă sunt. Ca să nu înțelegi despre ce ouă. Stai, dar nu e același număr, nu, aici sunt 5, ok. Noi sunt ouă ștampilate. Ștampilate. Da, chiar Marian. Valabile. Chiar valabile. Marian cu ștampila lui, le șef, le ștampilează. Cum mântră pe ușă, controlat, ștampilat. Da, Ioan, cloșca și-a mai făcut vreun ouă. A făcut acum, a trebuit, du-te frumos și ștampilează cu ouă proaspăt. După asta să-i punem ștampila. Bun, prieteni, hai să vedem în comentarii ce tosturi lumea mai scrie. Iuhti, așa. Tu ești responsabil. Sănătate și virtute să avem tot anul berii nebăută. Ați așteptat alt final? Așteptați în continuare. Da, vă rog frumos așa, mai cenzurat, ok? Da. Dacă sunt tosturi necenzurate, din păcate nu o să putem să le citim. Nu, o să le citim, dar în privat. Aici scrie, păstrați distanța, băieți. Noi păstrăm distanța, fix un metru de bere între noi. Așa. Exact, distanța socială trebuie să o păstrăm între masa de la bară, adică de tejdea și bere. Este un metru. Da, este da, un da, metru. Da. Ce vă îndemnăm, de fapt, și pe voi, dacă vă întâlniți undeva la un picnic, în aer liber, vă rugăm insistent să păstrați distanța. Adică să nu vă apropiați chiar așa, uitați-o cum eu sunt cu Iuhti, dar eu lucrez cu dânsul zi de zi, da, așa că... Da, noi suntem neamuri cu tine. Da, noi suntem neamuri. De sânge și scuzați, de ce? Nu, de sânge de bere, neamuri de bere nu suntem, pe linia întâi suntem. Aha, sunteți în prima linie. Exact. Prima linie. Prima linie, apropo, eu am rugăminte toți cameramanii, când auziți prima linie, să aplaudați. Nu, chiar insist să aplaudă. Uite așa mersi. Un toast frumos în timp de pandemie. Da. Închin această bere pentru toți prietenii mei care stau acasă. Care stau acasă, într-adevăr. Dacă este foarte cineva bine. Care stă acasă, spuneți-mi, vă rog, ce faceți voi în pandemie? Ce faceți voi în perioada asta cât stați acasă? Eu nu știu, Cum faceți voi? Pur și simplu stau aici doi părinți de copii mici. Și faceți acasă și cum faceți? Clar, dar cum voi asta faceți? Eu sincer spun, eu tot fac. Procesul cel la un metru distanță nu e imposibil. Eu știu că mulți părinți o să mă înțeleagă acum și vă rog frumos să nu plângeți atunci când vedeți acest live. Eu știu cât e de greu să stai copilul mic acasă. Iată, șef bucătarul nostru o să confirme faptul ăsta. Cu doi stai acasă, săracul. Cu doi care la grădiniță. Cum te descurci? Nu mă descurc. Nu te descurci? Nu. Ai bonă sau cum? N-ai bonă? N-am bonă.
N-ai bani, așa spune. N-am bani. N-ai bani și n-am bonă. N-am asta. Bani și n-am bonă. E tata, e clar. Știi cum era ideea și aia? De ce sunteți proști? De ce sunteți sărași? De ce sunteți sărași? De ce sunteți proști? Așa, uite bun, aici. Un toast foarte bun. Încă un toast bun. Despre moldoveni. Hai noroc și alt halb în loc. O, merge. O, asta e bun. Merge, dar asta eu știu bun. Că voi puteți mai mult. Eu mai cred, mult, mai mult. Hai mai activ ceva, așa. Avem deja un lider. Eu cred că toastul ăsta trebuie de memorizat undeva. Ion, te rog frumos să-l însemnez, ok? Deja îl introduci. Hai noroc și altă bere în loc. Este, foarte asta bine. E bun. Așteptăm în comentarii toasturile voastre. Care toast va fi cel mai bun? Uite, un toast pe care îl pronunț atunci când ești cu prietenii undeva la un picnic sau la o halbă cu bere. Ce toasturi s-aud la noi între moldoveni? De obicei, la vin s-aude, dar la bere, gen, știi, asta e mai mult așa de încălzire, știi? Hai, câte o bere, poate, repijor, cât femeile nu ne văd, da? Știi, este așa... Eu aveam, adică am un prieten care mereu când ne porneam la bere, știi, trebuia să ne vedem cu mai mulți prieteni în oraș deja. Uh-huh. Noi trăiam alături și mergeam deja spre transportul public și el... Băi, înainte să bem bere, hai să bem câte o bere, ieși întâi. Înainte să bem, hai câte o bere. Da, apropo, salutări prietenul meu Vlad Nazarov, sper că mă aude, da. Apși Vlad, hai că te beri! Vlad! Apropo, e cu mătru tău încă. Da, cu mătru e prieten. Da, cu mătru e prieten. Cu toate că eu de mult n-am băut o bere rece cu mătru meu Nazarov Vlad, așa cu prima ocazie neapărat. Eu cred că mulți care stau acum acasă n-au avut ocazia în această perioadă să servească bere. Exact. Mie mi-e jale de toate ecranele astea de la laptopuri, câte ciocniri au auzit. Îți dai seama, eu spre exemplu în carantină, sincer, eu am să fiu acum sincer, eu cel puțin de vreo 10 ore am ciocnit cu laptop. Dar partea cealaltă era oare. Pavel, uite un life hack. Dacă vrei să ciocnești cu laptopul, trebuie să aprinzi laptopul și webcam-ul. Dacă l-ai deschis și ai ciocnit, feedback nu o să fie. Eu de asta mă gândeam că el nu răspunde. Bun, ce facem noi? Avem legumele la grătar, da? Da. Îl numim noi grătar. E o tigaie grilată, așa că un grătar în condiții de casă, de ce nu? Ok. Și așa cum noi numai le facem așa niște... Linie grimă. Știi cod. Okay. Le condimentăm și le punem deoparte, pentru că după aceasta o să le ducem la cuptor și mai facem pac, ultimul impact, așa, pentru că sunt destul de crude. Grătarul de afară, cu foc viu, acela chiar le coace destul de bine și e tot operativ. Da. Aici noi, așa cum avem multe de gătit, o să le mai colorăm, o să le mai desenăm pentru ca ultimul moment să fie făcut în cuptor, să zicem. Am înțeles. Peștișorii ce facem noi? Peștișorii o să-i facem acuș în... Iată, aici eu gătesc un aluat moale. Aluat moale. Ia uite la aluat moale. Deja avem aluat. Dar ce pe mine zici că ai? E gata de 32 de ani. Aluat moale. El gata. Aruncă-l pe ăsta, că aici avem un mix de făină și amidon făină și amidon de potatos. Amidon e cartof. Da, amidonul e amidon. Amidonul e amidon și de cartof și de orez și de porumb, n-are importanță. E aceeași formulă chimică și punct. Și caracteristicile și ce își face el în mâncare e tot aceeași. Deci nu vă stresați. Mixăm aici 1 la 2 făină cu amidon, mai adăugăm acum și niște ierburi aromatice, ou, gălbenuș de ou, bere brună, facem un juc aluat moale și după asta fiecare, cum a zis beton, că se cheamă? Chefal. Fiecare? Hai să... Chefalcă. Nu, să fie așa un termen francez și mi-a plăcut. Chefal. Dar eu chiar m-aș adresa personal la fiecare chefală. Fiecare chefalinio, așa, da, dacă e brazilian. Se scaldă prin acest aluat moale și pleacă, iată acolo este ulei care stă și îl încingem puțin ca să facem un fri. Pentru că fri nu este doar cartofa fri. Fri este eu și știu, peștișor, lochefal. Tu îți imaginai mereu că e gratis de asta și mâncai. Fri, la tine așa e conceptul. Uh-huh, da, free, da free, azi în sfârșit o să-l facem cu bani. Așa că... Am înțeles, de asta și ne-ai chemat. Da. Așa spunem. Și o să facem fri și peștișorul și creveții și cepușoară. Ia uite, aici avem roțiu de ceapă.
asta la bere, mai și mai merge. Știi cum este? Mai. A plecat asta despre asta. Eu știu că la o bere mai merge încă o bere. Așa că eu propun... Este un termen în medicină când se usucă în gură, xerostomie. Xerostomie, da? Absolut. Că fiind stomatologare, spune un termen foarte des. Că eu să știu soții și să zic când mă vede cu o ladă de bere. Nu, a doua zi asta nu e xerostomie. Nu, eu din prima zi. Este mahmureală deja, a doua zi e mahmureală. Cum? Xerostomie. Victoria, dumneavoastră ați auzit? E o problemă mai atunci când... De fapt, Iohtetul, dacă n-ai știut, el e de specialitate medic-stomatolog. Foarte bine ți-ai spus. Eu am întrebări după asta. Eu s-o uitat de-a mă zis și ori la tine în gură. S-o zis ceva? Nu, s-o spus nimic. De fapt, noi m-am uitat întâi în frigider, după asta m-am uitat. Uite, dar să-ți spun câteva tosturi. Ai tosturi pe care, prieteni, acum Iuhte le citește, tosturile pe care de obicei le spun prietenii atunci când stau la un pahar de bere. Așa încep. Și să bem pentru soțiile noastre, să bem pentru amantele noastre, să bem pentru faptul că nu se întâlnească niciodată. Gospodare, este un trecut. Să bem pentru ca întâlnirea asta să nu se întâmple niciodată. Foarte activ este pe live-ul nostru Dumitru Roman. Dumitru Roman, eu cred că acuș vine la noi. Și uite, din experiența sa, Doamne, primește-o ca pileac. Ia spune, dar tu spune, ce pas fi mai bine decât o bere? A doua bere. Foarte corect. Două bere, dar mai bine decât două bere. Decât două bere... Trei bere, corect. Progresie aritmetică. Aha, progresie aritmetică. Așa, nimic mai simt. Am înțeles. Așa, închin acest pahar de bere pentru tinerețele mele. Pentru prietenii mei buni. Strașnic. Bun. Nu rău, ăsta e bun. Așa, tost la bere, scrie o doamne după mine. Uite, asta e foarte bun. Asta după hram, cred, nu? Ion, asta mie îmi place, nu știu. Uite, când e bere, nu-i femeie. Când e femeie, dăm-i bere. O, asta e bun, asta mă înregistrăm. O scris unul în concursul nostru, în top 5. În top 5, o să facem un top 5. Asta e deja pe locul 2, adică nu când pe locul 2. Noi punem poziția... cu numărul 2, ok. Tost la bere, asta am spus. Roman Dumitru e foarte activ aici. Foarte activ. Întreabă pe Olesea. De ce să o întrebăm noi pe Olesea? Nu știu despre ce vorbim. Așa, Antonina Gheorghe Luca scrie că eu râd, da, ok. Ce sexy e Pașa aici, așa. Eu sexy, da, foarte da, sexy. Dacă n-ați știut, asta e imaginea la care eu visez. Sam Fustă, de gladiator. Da. Asta soția ne-a spus că noi avem așa fantezii. Bun, dacă pe voi nu vă interesează asta, așa... Scuze-mă, asta ce înseamnă? Că eu trebuie să-ți dă rușor tu ăsta sau cum? Da. Dar el deja e meu. Malcic Alina ne scrie pricalistă. E o lecțică așa cum... Așa, vă rugăm frumos în comentarii să nu scrieți nume de politicieni, bine că suntem în campanii și nu vrem să avem probleme sau acum și să bat la ușă. Și noi oricum îi știm de azi de-amă. A, voi băieți ceva, mâncați acolo, hai dați și nouă bere. Nu vrem să avem chestii de astea, deci comentarii cu nume de politicieni, sorry, nu o să citim, fiindcă mai consumăm și știți cum, mai pare greață și alte momente. Uite, asta e da. Așa tot mai specifică. Salutare din Dublin, băieți! O, Dublin, noi știm. De bere încă nimeni nu a murit, dacă n-am să-mi necat mult. Asta e bună. Ia ca asta, după mine, până când e pe primul loc. Nu e foarte bună, dar asta e. Eu pot spune așa, că de la mare poate să vină valul. Adică, așa. La bere valul 2 nu mai vine. Valul 2 să vină. Da, nu, dacă ați înțeles cineva, puneți un like. Dacă nu, eu asta n-am spus-o. Dorian Tanasiuc ne scrie, vă doresc să trăiți aceste clipe la această bere minunată, ziua să vă fie bună, cu oamenii cei dragi, familia împreună, să aveți numai sentimente bune alături de oamenii cei dragi. Hai noroc! Așa că parcă lung, de anul nou, nu știu. Lung, da, asta e poezie cu rim alb. Dorian Tanasiuc, dacă îmbli curatul, să ne suni tu rog frumos pe data de 30 decembrie. Avem o listă întreagă, mai găsești tu vă 2-3 clienți și mergem cu tine. Dacă vii mai târziu, ori apânceam cu tine. Așa, Corina Dumitrescu îmi spune ce sexy e Pașa și ce sunt cei doi urâți. Așa. Ți-am zis să-i dăm câte palmă înainte de bun, glumesc. Nu a scris ce sexy e Pașa. Au spus frază și eu lăsat-o, da. Scrie, doamne, această bere după soția mea. Eu știu ce pedeapsă putem să-i oferim lui Pavel. Da? Ce pedeapsă? Să nu mănânci nimic. Dar să se uite la noi. Nu, nici chiar așa. Noi mâncăm în față, să-l legăm frumos. Nici chiar așa.
Ne-am înțeles, așa, dacă pedeapsa, așa să fie simbolic. Miros foarte frumos. Foarte frumos. Anume, berea brună este de dorit să fie. De ce? Pentru că berea brună este ușor mai aromată. Uh-huh. Una la mână, o scoloreză și aluatul moale. Uh-huh. Și pe final o să fie nu doar gustul la ce mâncăm, dar încă o aromă așa care te duci cu gândul la, așa, la un ceva. Caramelizat un picul. Da, 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 da. Deci, prieteni, acolo am pus amidon, da, din cartofi, făină și bere. Da. Și ou. Da. Crud, un ou și un galbenuș. Și acum, pe parcurs, o să mai vedem. Dacă mai este nevoie, o să facem chiar încă un galbenuș. Ok, ok. O întrebare, nu despre tosturi sau ceva, ne întreabă Vladislav. Cât ai cumpărat chipărușul? Cât ne l-a dat, cât l-am luat. Nu-mi blați voi nici foforlică aici. Printre altele, eu am grădină și singur îi cresc. Serios, sunt la tine din grădină? Trebuie să stai. Ah, da, sunt la dâns din grădină. Chiar aici, la balcon. Din grădină publică, știi, așa, Antonina Gheorghe Luca ne scrie. Scrie, Doamne, această bere după soția mea. Foarte bun, foarte bun. Așa, foaie verde sălcioară. Ea mai toarnă o pivușoară. Rimă, este tot. Este. Este. Dorința deja e mult. Stai, pivușoară, dar pivă grea sau cum este? Dacă este ușoară. Da. Este și grea. Bere grea, da. Este bere grea? Nu există bere grea. Nu, că odată și Iuchi a spus, dacă este salutare, este și salut moale, nu? Ceva trebuie de făcut cu asta. Da, trebuie și trebuie de hotărât ceva cu asta. Este aluat, este și-a dat de-am, adică. Este, da. Nu, este ofenit, ești s-o dus. Așa, înseamnă, da, 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 drept. Da. Dragi prieteni, sunteți la emisiunea Calambur. Comparați dicționarul de antonime și calambur. Și calambururi. Așa, hai noroc și un paie nas, bem câte ne-au mai rămas. Nu la ce și v-ați gândit voi. Ăștia sunt oamenii care au trecut prin greu. Exact, exact. Au trecut prin greu. S-au gândit la un cuvânt și au scris altul. O berei mult, două-i puțin, dar pe urmă nu mai țin. Așa că două e ok, dar... Dar pe urmă m-am însurat. După a doua zi, după ce stai cu prietenii și servești, nu o bere, dar mai multe. Deja când, uite, eu, de exemplu, totdeauna imaginez sau compar procesul ăsta când stai cu prietenii la bere, tu mergi cu trenul, știi? Și tu mergi cu trenul, știi? Așa. Adică fiecare vagon e o bere, știi? Dar locomotiva ce? Scuze-mă, dar mergi prin Moldova? Locomotiva e dorința, înțeleg? Prin Moldova mergi, că e important asta. Acasă undeva, sau la natură, nu contează. Și îmi dau seama că am scăpat stația. Și gata, trenul s-a dus. Deci aveți grijă. Noi suntem pentru un consum moderat. Într-adevăr, servește o bere bună. Noi de obicei spunem așa. Hai mai gine să luăm... Păi asta? Asta înseamnă deja un... mai mult vorbă. A un motou. Da. Gen... Da. Găsește-ți stația de la Chișinău. O! Bun. Bun. Dar la stația asta aștepți prietenii. Bun. Dacă aici dam câteodată poți să mai scăci stația. Te așteaptă. Te așteaptă, da? Te așteaptă. Nu, că stația e gen feminin. N-are importanță. Stația, este așa numit de fapt? Constația. Constația, Constația, e bun, e bun. Trei băieți înalți ca brazii trag o bere înainte de culcare. Una, două, poate trei, umple halbă Eugen. Versal. Astăzi avem concursul de rima albă. Da, Nikita Stanescu îl salut prin intermediul acestui live. Să fost viu Bacovia. O, da, da, da. Așa, tante Dusea Carabajac, asta e vecina mea, ea ne privește. Bună seara, tante Dusea, eu am fost la nuntă. Tante Dusea, ia spuneți, cum e băițelul ăsta așa acolo? Da, ăsta-i vornișelul, dacă știu. Uite, un prieten foarte bun de nostru, și cu metru. Cine? Mihail Ciricece, ora cu metru. Ciricece, salutări. Așa, Nicolae Bulgac, îs însurat, am și soție poloneză. Așa, și eu am familie poloneză. Iftimovski, apropo, așa, e familie... Nu e ucraineană? Nu e ucraineană. Poloneză? Acolo Genco. Aha. Spui poloneză că e obținut mai repede. Am înțeles. Bă. Așa. Hai noroc și un pai nas și nita și ananas. N-am să citesc încă o dată. Da, asta e necenzurate. Corina Dumitrescu, e urât, urât din partea unui domnișoară. Asta o scris Corina? Așa niște tosturi. Corina, dar eu te știu și. Da? Ia uite, uite fotografia. Uite, Constantin Tataru scrie aici. Atunci când servești bere, trebuie să știi limita. În caz contrar, poți servești mai puțin. I-am spus, în caz contrar, poți să pornești cu trenul și gata, stația e pierdută.
Așa, noroc fraților, Zebra Show, Vladimir Coliban, salutare și ție, salut băieți bucătari, e cum bucătari, este un bucătar, noi am venit mai mult așa, în calitate de chelner și în calitate de oaspete astăzi, nu te uita așa la mine, ești chelner astăzi. Așa, meștis băvaiuța, ne scrie malcic Alina. Uite, uite aici, un mesaj. Lucre poznă, ce mi-e de dna. Bun, bun, Ioane, scrie-l și pe ăsta. Nu dormi acolo, măcare sfecuși. Cum să... Lucre poznă, ce mi-e de dna. Foarte bun, foarte bun, așa un joc de cuvinte. Așa, bag-o doamne de sete, nu de turbășiune. Bun și ăsta, ok. Larisa ne scrie să bem o bere ca în, ca în apă fac pește și sex. Da, este așa informație. Și oamenii mai fac câteodată sex. Fetele și-s dezghețate azi. Да, да, фитнес. Михаил, Михаил скрит, так я и берег еще новом Бразилии, вот София Пивасейруш. Pivasirus, ujo. Pivasirus, zâniu-zâniu. Jugau, juga bonito. Deci că ne urmăresc din diaspora, îi salutăm, salutări prieteni, așa, deci din Canada, Mariana Botnaru, din Moscova, tocmai Malci Calina, ne salută. Здравствуйте, ne salută. Canada, cu culo și bonjour. Să ne scrieți în comentarii de unde, de unde anume din diaspora sau chiar localitatea de unde adresa, voi adresa priviți precesă. Acest live. Exact, exact. Încă un premiu pentru voi, avem prieteni, este vorba de încă o ladă de bere Chișinău. Voi deja alegeți sau brună sau fără alcool sau încă blondă. Una? Încă una. Dacă scrieți cea mai interesantă întrebare șef bucătarului nostru. A. El cu mare plăcere vă răspunde. Da, este pe, pe lucru, nu... Da, pe lucru, pe lucru, nu personal. Am nimerit eu vă spun încă o dată, căsătorit, are doi copii, unul de 3 și unul de 6 ani. Da, eu da? De atât așa zic, la așa întrebare odată am nimerit la un răspuns de acesta. Da? Când s-a spus că e însurat, are doi copii și a fost un răspuns. Și? Așa că, profesionale întrebări. Am înțeles, am înțeles. Nu vă băgați în familie străină. Da. Eu înțeleg că voi vreți un bărbat care gătește. Printre altele astea, e o hohmă tare mare. Și eu mers la fata și ea are acasă un bucătar. Doamne ferește, chin cu femeile astea, niciodată bărbatul ăla nu e acasă. De anul nou, nu, de ziua de naștere nu, și tot așa. Așa că nu vă, nu vă astea. Așa, Andrei Fiodor Neababii s-a dus ca în năsăp. Asta deja nu e toast, asta. Dar poate fi toast, dar asta e toast post. O diagnoză deja, aș zice. Dar de ce diagnoză? Nu, în sensul, o trecut cu tot, bine. Noi de obicei tot folosim fraza asta. S-o da? Dus că năsăpă. Dar adică o folosim în limba engleză. Da. Entered like in the sand, e ca așa vezi. Noi avem așa. Scudă-te la o parte, dă-ne o palmă, frate. Nu, 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 nu. Până și nu gătești mâncare, eu nu mă ating de tine, sincer. Așa, Gârleanu Viorica ne scrie, după mai multe halbe de bere, să trăim. Să-l pomenim. Bun, poți fi și ăsta ca toast, ok? Uite, întrebare pentru domnul bucătar. Unde ați învățat a găti, domnul bucătar? O, foarte bună întrebare. Mai scurt ascultați. De mult, prin vreo 92. Să fim sănătoși când m-am născut eu. Când m-am născut eu, să fim sănătoși. Serios? Da? Serios. 92. Tinerel. Tinerel și încă nu-i surat. Ați auzit cine caută bărbați gospodari la casă? Jenica nu nostru. E însurat, dar e însurit și de mult. Asta înseamnă că este înțelept. Da, da. Stați, așa că mă întreb. Dar sunt și bărbați care au burtă, înseamnă că în general... Înseamnă că sunt gospodari, îngrijiți, da, da. Nu mă e, dar eu cu ce mă laud? Ia că el n-are burtă, înseamnă că n-are. Dar eu cu ce mă laud, eu. Dar eu știu să fac macaroane. O, iată asta tot. Nu, ce ești ține de profesionalism, pot să vă spun că după absolvirea Universității Agrare, contabilitate și audit peste deal. Ca și noi profesie păi lucrezi. Da. Viața au doctor. Hotărât că nu, Marian, tu n-a să fii contabil. Și iată așa ne-au aruncat în brațele Europei unde noi, de la spălători de blidi, câte-o leacă, am ajuns și nu suntem. Am înțeles. Așa că eu profesia se găsește câteodată nu pe băncile școlii sau universității, dar în viață și în precis, practic, lucru și tot așa. Am înțeles, tu când spălai veseala, te uitai, o să... Nu, 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 noi și suntem moldoveni, noi și suntem, da, știm să prăjăm un ou, cartoful ăsta, ea și în cămin, dacă era lume care se ducea după cartofi, care curăța, Marian era cel care îi prăjea. Am înțeles, am înțeles. Prieteni, apropo, dacă nu ați reușit să vedeți ultimul video cu cazare la cămin, puteți să intrați după live-ul acesta, pe pagina noastră de Facebook, vizionați sau pe YouTube, dați un like, un share, voi deja știți ce aveți de făcut. Așa, eu beau și tot se începe cu ș. Tot ce se începe cu ș. Aha. Și bere, și vin, și bere blondă, și bere brună. Am înțeles. Așa. E bun, e bun și asta.
cât chipărușul a fost. Salutări din Olanda, sunteți bravo. Te salutăm și pe tine, Ilie Puțuntică. Nu încurcați familia, e foarte frumos familia. Faceți asta. Livrare la Ungheni. La Ungheni? La Ungheni Rașdeni e posibil. La Ungheni Rașdeni? Da. Ion, noi facem livrare pe tot teritoriul Republicii Moldova. Dar dacă avem cineva care privește live-ul acesta, care expediază colete și în Italia și în diaspora, vă rog frumos, ne scrieți la sfârșit contactele, bun? Că o să expediem și lada asta acolo. Uite așa, numai oamenii... Numai eu am înțeles că ungurii mai fură câteodată din colete, așa că aveți... Mai vără nasul, da? Da. Oamenii cu burtică sunt cei mai buni. Exact, eu sunt absolut de acord. Ia dă femeile însărcinate sunt cele mai bune. Femeile însărcinate, într-adevăr, au un suflet mare. Da. Eu am avut o soție însărcinată, două momente când au trecut și Marian, într-adevăr, prin aceste clipe, iuhte, la tine urmează, tu mai ai să mănânci până atunci. Uite, tot o întrebare, domnul bucătar. Cum te-ai răzbunat pe un oaspete care a comandat tot meniul cu 10 minute înainte să se închidă restaurantul? O. Ultima comandă, nici nu înainte să pleci acasă. A fost așa acasă? A fost! Te-ai răzbunat sau am mâncat și normal? Tot vine un moldoveni, cred. Uite, răzbunare nu prea era, pentru că, oricum, vii și a două la lucru și ala. A fost ultima zi de muncă. Ceva s-a mai întâmplat, poate. Dar suntem băieți onești, ne atârnăm serios față de ce și facem, pentru că o facem cu plăcere. De atât așa e gustos și să faci, de atât să faci cu plăcere. Soția mi-a spune, ca mâncarea să pregătească bine, trebuie să gătești cu suflet. Eu sunt absolut de acord. E ca... Cum o cheam soția ta? Lena. Elena. Da, apropo, din Râșcani, tu tot ești din Râșcani. Ei, dar noi... Da, trecut am spus. Eu sunt la sectorul Râșcani. Tu cu Râșcani taci. Noi vorbim de Râșcani City. Oraș. Acolo unde tot deschis. Ok, atunci mai răspunde la o întrebare aici. Câte ore se fierb scoicele de mare? Este o întrebare foarte variată, foarte diferită și așa să zici scoici de mare, pentru că și asta e scoică și scoici smulte. Este vongole, dacă nu este vongola, este asta, sunt mici, mari, cu carapace, fără carapace. E greu să zici pentru toate o categorie precisă, că după asta zici că am făcut cu Mozus Marian și nu se primește. Așa că... pentru chestii mai precise, îl găsiți Marian pe, nu știu, și rețelele de socializare, Facebook. Dacă aveți o întrebare Facebook, precisă. Facebook, Instagram. Da, și cu ce sosul, și cu cine sosul, și tot așa de atât, chiar e vast, chiar e complex întrebarea. Vă răspuns, da? Fix, exact cum consultațiile la doctor, știi? Voi domn spune, doctor, dar așa mai ești. Mai scurt, asta trebuie să vii la mine la consultații, să vedem. Da, înainte de asta 200 lei e pus, da, pentru înregistrarea asta online. Încă variantă bună, că mai este încă variantă când zici, scrie e pacajul. Dacă așa ala e pericol. Bun, doamne, asta la scoică? Ce e în scoică? Este sau nu mii deci? Ia să vedem și mie acolo înăuntru. Antonina. Voi spuneți că sunt diferite tipuri de scoici. Așa de un tip, de altul și de... Sunt scoici care tata îmi spune. Du-și cat, una să mi-o pun, fina să nu mă arde. Pentru mine asta e scoică. Când ai fost la mare cu chestii de asta? Da, Antonina Gheorghe Luca ne scrie, când cineva ține rândul, hai bea odată că s-a necat unul în băc. Aha, gen, hai bea că sunt... Asta nou, el ne zice. Aha, am înțeles. Хорошего вам пива, пите, пива пите, este așa acțiune, foarte bună. Nu, este Питер și пива Питер. Пива Питер, да. Пива пите, да-i bun, bun asta. Asta cum să zici, ah, tu... Piva Peter. Păi cum? Piva Peter este așa eveniment. Așa. Mihail Frija ne scrie, o bere îi mult, două îi puțin, pe urmă nu mai ții minte, dar mai întâmplă așa cazuri. Dar noi reamintim, prieteni, noi suntem pentru un consum moderat. Foarte corect. Într-adevăr, între prieteni, mai bine, adică discuția merge mai bine, clar, lucrurile la o halbă de bere, dar trebuie să consumați, să aveți limită, da? Ok, despre asta. Măsurica e cea mai sfântă. Exact. Cornel Puslaru ne scrie, durerea te face mai puternic, lacrimile te fac mai curajos, dezamăgirile te fac mai înțelept și berea te face să nu-ți aduci aminte nimic din alea trei. Omul ăștia au trecut pe multe. Da, asta din propria experiență. Poți să-l întrebi, tot e bine la dânsul. Să-i transmitem o bericică. Îl cunoști pe Cornel Puslaru? Nu-l cunosc. Nu-l cunoști? Cornel, dă adresa, dacă ceva îi merge rău, dă adresa, noi tragem o fugă, amuși până atât. Așa, ne mai transmit aici... Smile-uri, degete, adică să înțelegi degete de astea, nu de altele, da. Uite, scrie aici, Marian,
Не выдавай свои секреты. Форти корект. Номер и фамилия. Чего здесь это? Аша. Мальчик Алина. Мальчик Алина. Ма, ты мой красавец. Ее Алина. Ну и мальчик. Ай, мальчик. Мальчик, девочка Алина. Аша, cred că te salută cineva din clienți, din pacienți. Așa. Mariana Konikova. Da, este verișoara, soția verișorului meu. Soția verișorului tău. Da. Cu nata de-a doua. Fel de neam. Cu nata de mamă, tipa, da? Da, da, da. Da, și pacienta mea, da. Așa, mальчик Alina tot ne scrie. Este. Scuzați, îți pot eu o secundă să vă sustrag de la asta? Da. Să spunem două cuvinte despre ce facem și iar mulțumim la asta. Mai mult chiar și noi cuvinte. La revedere. Chiar insist ca să, să atrageți o secundă atenție la ce face Marian acum, pentru că... Răbdare. Da, insist, e, da. Eu am zis, vântul magic, insist. Eu mă uit doar. Da. Nu scundă, scundă, scundă. Eu scariez vântul la operație, ne uităm, nu atingeți. Am înțeles, am înțeles, nu pun mâna. Deci am înțeles aici... Ia, că aici avem o surpriză, vezi? Wow. Asta e o costiță caramelizată, care stă la calm și la cald. Dar de ce noi asta n-am văzut-o de start? Spune-mi, te rog, nu atingi. Eu vă spun de ce. De atâta că costița de porc, ca să fie făcut ok, e trebuie să stea la cuptor, la temperatură destul de joasă, nu mare, ca să nu o ardă repede, pe un timp mai lunguț, ca să o răzbat și ea, într-adevăr, să iasă oasele de pe cărniță foarte ușor și să fie cum scrie cartea. Oh, acum, biere, costiță. Da, acum, cum se primește? Se primește că noi toate produsele, practic, le aducem la un 60% de gătit. Chiar că și asta mai are nevoie, și asta mai are nevoie, și acestea acum și o să le aducem tot acolo. Ca să la le punem condiție. Pe toate în cuptor și când le scoatem să fie gata toate odată. Ca tot să nu, nu e stadia finală. Asta este un 60%, așa zice. Și tot așa noi să facem cu toate, ca acum în 10-15 minute, sunt când le scoatem bata. Să avem toată varietatea și toată deodată. Că să nu fie omul nevoit să mănânce. A, și esteți gata, da? Hai, mâncăm numai asta. Eu știu, de obicei, când te... Dar mănânc tot, și o legumă, și o moțarelă, și o peșu. Când ești într-o companie cu prieteni, cum spui tu, e corect să fii tot gata. Odată ai scos și ai pus pe masă, de exemplu, în gusterile. Da. Fiindcă dacă e pe rând, începe a mânca de genul, știi... Spate, da? Nu. Și aici e important. Sunt oameni de ăștia care, știi, uite, ceva încă nu-i gata, ceva încă se pregătește și vin. Da, să spate să gust așa și începe încă, da, altul vine, dar spate eu să gust la tine. Ador chestia asta, dacă chem prietenii și, nu știu, copilul acasă, da? Adică și... Ești, nu pune mâna asta pentru oameni. Dar nu, este momentul când dai peste mână. Asta e pentru oameni. Asta e pentru mamă, oameni. Voi ca așa ați mâncat. Toți mănânci și să rămână. A fost așa vremuri. Dacă a fost sau cum așa era pe vremuri. Cine a trecut pe așa situație, dați-o un digițel. Un like acum. Ceva acum de genul, eu să vă povestesc un caz când... Ați mâncat? Marșă. Ați mâncat? Ați tuns-o. Dacă cineva mai piață de astea, spuneți. De voi la naturi să mănânci. Așa, întrebare. Dacă ai avea un restaurant prestigios în Statele Unite ale Americii, unde ar veni cei mai bogați oameni din lume? Unde ai trăi? Ce bucate moldovenești ai servi invitaților străini și cum le-ai pregătit? Foarte bună întrebare. Foarte bună întrebare și pot să vă spun cu inima împăcată și cu mâna deja pe inimă. Toate bucatele moldovenești eu le-aș servi la... Mai n-am ținut planetenie. La... la... De atâta că bucătăria moldovenească este foarte gustoasă. Pe lângă faptul că e o leacă poate mai complicată la figătită. Da. Mai lunguț în proces chiar de muncă, să zicem. Sau nu știu cum, pentru că o răcitură s-o faci, e trebuie să fiargă încetșor și așa. Bulc, acolo cu coșul din când în când mai ridică capul din... Hai tu mai iai să eu pot să mă culc liniștit. Ceva de genul, da. Așa că, pe lângă faptul că e lunguț procesul, e complicat în careva momente, dar e foarte gustos, sănătos și astea. Așa că la toți o să dăm să gustăm, o să dăm să guste și să spui părere. Bun, ce faci? Mămăligă, asta e în primul rând, nu? Ce ai face, tocăniță, da? Ce ai face? Răcituri, da, ceai, dar ce ai pregătit? Ai face? Ceai, 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 din intă. Ceai și compot, deși reșă și cu malină. Am înțeles. Tot facem. Așa, cât timp anume stă costița la cuptor și ce temperatură și ce se mai pune pe ea? Mersi ok, mult, chiar să spunem acum și am pus noi pe costița asta. Pe lângă faptul că deoparte noi la tigaie am tras ardei roșu, tocat mărunt, da. O jumătate de roșu, e tocată mărunt. Pe lângă asta o ceapă am tras tocată deja? mărunt.
atent, mă lese ascult, că eu așa că atent, că eu am bancălțesc. Ascult. Doi, trei căței de usturoi, tocați mărunt, tot la tigaie, se trage binișor. După asta se dă printr-un blender, se face o cremă. Uh-huh. Crema asta se mixează cu condimente. Cine iubește mai picant, merge înspre boie de ardei picantă, înspre un chili picant, înspre două, trei linguri de BBQ. Știi ce e asta? Barbecue, da. Mi-mi place, pur și simplu, să zic așa. BBQ. Se face un sos grosuț, așa, care se poată stea pe carne, să nu scurgă. Grosuț. Pe lângă asta, primul impact care eu îl sfătui pentru cei care o să fac costiță, să toacă mărunt, rozmarin și salvie, cu un cățel de usturoi, până face din asta praf, uh-huh. Unge bine pe cărniță și primul impact pe mână, da? Uh-huh. La cuptor îl duce doar cu rozmarin și salvie, ca să se îmbibe mirosul, da. Și deja când cărnița începe să se gătească, pe parcurs se cu o peniță, cu o periuță, spune pastă. Se pune de fiecare dată câte puțin pastă. De asta ca scovă. Mă spuzați, cineva îmi scrie asta? Eu sper, Olesia, da? Eu da, sper da. Că Olesia ține minte și în cei ce ține de timp. Costița noastră acum este destul de subțire. Asta înseamnă că are nevoie de aproximativ 2 ore la cuptor, la aproximativ 140-150. Uh-huh. În cazul în care este mai grosuță, până la 4 ore, la temperatura de 140. Cum eu? Bun, perfect. Bun. Eu cred că e foarte explicit ai fost. Tu trebuie să predai, știi? Eu asta și fac aici. Da? Da. Cursuri online, învățământ la distanță. Exact. Nu, eu cred că trebuie să fii și poate și o universitate de... Este așa o dorință și un vis de a deschide o școală de bucătărie cât de micuță, dar mai avem de a lucra până la ajunge la asta. Am înțeles. Intrați pe pagină și vedeți acolo. La tine pe pagină trebuie să fie multe rețete, nu? Noi avem un site, aha, care printre altele ne l-au piratat zilele astea și este în lucru. Așa că cine intră pe site-ul loșef.md, pentru că acolo este compartimentul rețete, unde primul, felul 2, felul 3, cărnul, nana, rețetă, ingrediente, descriere. Este acolo hramla orhiei, hramla soroca. Dar o să facem așa ca să fie site-ul operativ. În orice caz, cine dorește să mai vadă ceva rețete noi, intră la noi. Am înțeles, foarte, foarte bună informație aproape. Eu am să intru la tine pe site și am să... Poți să-mi dupi să vii la mine de acela. Da, dar tu nu faci gratis mâncarea. Asta e cel mai mare minus. Eu îmi cer scuze, ca fiind cel mai mic aici. Da. Să vă mai duc ce beri? Plus nici nu-mi întreb. Eu credeam că tu n-ați mai întreb de asta. De obicei și în tinerii îți duc în beci, așa? Eu m-am uitat, mai aveți, nu pot să... De obicei trebuie deja să te înveți, că trebuie să pleci, să iei... Cu mătru scuză, tu știi că sunt mai mici. Da, trebuie frumos data viitoare să nu fie chestia. Ultima dată eu s-au urat. Așa, Olesia tot... Scund. Iată, după ce prăjim cărniță, cărnăciori, ta-ta-ta-ta-ta, nu spălăm tigaia, pânica... Să nu spui chestiile astea lui Iuchti, nu spălăm tigaia. Poți să spălăm după și, dar este cuvântul, special. Pentru că ceea ce este aici și o să absoarbă ciabata, este deja gust. Că chestia asta după și el o să rumenească, o să tosteze. Poți să o mânci fără nimic, deja. Blond. Am înțeles. Așa că tot gustușelul care este acum, cât de grăsus la cărnăcior, printre altele aici, noi avem trei tipuri de carne. Piept de pui, cărnăcior și cărniță pentru grătar, pentru frigărui. Așa că tot gustul ăsta care a rămas aici, nu-l pierdem. Am înțeles foarte. De unde îl știi toate astea? Hai. Așa, uite o întrebare. De ce nu lansați o carte de bucate noi? O să fie nu o carte de bucate noi, o să fie o carte de bucatică, divizată pe segmente, felul 1, felul 2, carne, pește, desert și tot așa. Lucrăm asupra faptului, strângem încă rețete și informații, pentru că o carte înseamnă ceva serios, ceva, nu o glumă sau... Exact, sunt niște foi oricum, da, da. Glumesc. Așa că o să fie în mod obligatoriu. Bun, mergem mai departe pe toasturi pe care le spunem atunci când suntem între prieteni și avem clar lucru în mână, o halbă cu bere. Hai noroc și la mulți ani, să aveți mai mulți fani decât dușmani. Asta e bună. Asta e foarte bună. Să scrie acolo în lista noastră. Trăiască berea pe care am băut-o. Angela, eu cred că zilele astea, da? Mai sunt încă două zile, adică nu trebuie să o bei pe toată.
Așa, Olesia Negruță, mama, ai mâncat? Bine, la joacă, noi să grăim, îți spun mâine. Noi și-o să grăim, îți spun mâine. Șef! Ok, nu prea am înțeles. Da, șef! Nicolae Bulgac ne scrie, în Polonia, bucătărie moldovenească este pe primul loc. La polonezii o iubesc foarte mult, bucătăria noastră. Bravo, polonezii, știu, știu care e gândișorul. Așa, în Rusie tot iubesc moldavsku iudu. Eu știu foarte mulți ruși care, într-adevăr, iubesc bucătăria noastră și nu numai bucătăria, dar chiar și femeile. Da, chiar și, da. Uite, bine, hai, continui, eu tu. Eu pot să ridic, uitați-vă. Nu știu dacă e corect. Eu așa scuză. Am un prieten care la momentul zice, da, rele, măi, măi, da. Știi cum a spus Creangă? Să iubești o moldovancă? Sau ceva, pot eu să greșesc cumva? Să te duci cu o femeie? E tare mare păcat. Da, să te duci cu o moldovancă, asta e tare mare frică. Eu știu altfel, tot o să parafrazez, genul femeile sunt bune și rele, dar și ele rele sunt tare bune. Așa, bun, ceapa învelită în bacon. Uite, servește de aici și eu continuăm. Da, da. Ceapa învelită în bacon e idee super tare. Așa. De acord, toți, ridic paharul de bere pentru voi, prieteni, să trăiți în pace. Nu în bacon, dar în pancet. În bacon o să vă fie foarte greu să o înveliți. Credeți-mă cu da, bacon o idee aici. Olesia scrie, da? Mulțumesc pentru rețetă. Apropo, da. Mulțumesc pentru rețetă. Olesia, mulțumesc, este puțin. Încerci, fotografiezi, tag și eu să văd ce ai făcut acasă. Costă, vă mulțumesc puțin. Așa, cum se... prieteni, un life hack, sorry. Da, life hack. Pentru ca să nu uitați unele detalii pe care le-a spus șeful nostru bucătar de astăzi, dați un share și o să aveți salvat live-ul ăsta pe care o să-l puteți vizualiza ori de câte ori o să aveți nevoie să faceți atunci când aveți o companie de prieteni. Un ghid de... Exact, uite, ai pus live-ul ăsta și când ai o companie de prieteni sau un picnic, doar ai dat momentul când ai nevoie de detalii și ai privit și ai... Gustări, cele mai gustoase gustări atunci când servești o bere mereu între prieteni. Așa, uite, cum se numește site-ul, vă rog, încă o dată, dacă o spui. Lo Chef. Așa, cum scrie aici? .md. Așa, nimic mai simplu. Așa, toast de la Olga, ridic paharul de bere pentru voi, prieteni, să trăiți în plăcere. Ăsta e bun, Ioane, te rog frumos să-l mai aș bea unghe de bere eu pentru asta. Așa, de ce cei mai buni bucătari sunt bărbații? Uo! Sincer, asta e întrebare. Sincer să vă spun. Sau să vă spun povești. Eu cred că n-au auzit-o doar pentru prima oară, nu? Pentru că profesia de bucătar nu este deloc una ușoară, pe lângă romantică, pe lângă padabum, padabam, și bububu, și bababa, și toată chestia asta, este o profesie destul de grea. Nici o democrație, nici o sărbătoare acasă, un ritm de lucru foarte intens și fără părerea mea asta, dar ce cred, este Dumnezeu vostru, bucătar șef, care a zis stânga, dreapta, sus, jos, tu, afară, tot. Înțeles, dar tu de obicei ai ajutor, nu? Da, șef! Da, ceva de genul. Eu așa sunt sus-șef, tu ești supra-șef. Și pe lângă faptul că chiar e greu fizic câteodată, trebuie să iei un sac de cartofi, să-l duci, să iei o cratiță cu 100 de porții de nu știu ce zamă, să o duci, să o pui, să o iei, să o asta. E chiar mai... Am înțeles. Eu credeam că șef bucătare vin. Așa, tu acolo n-ai tăiat nu știu cum. Așa, tu te rog frumos amiesc. Da, mai dau sincer, acolo ca să-ți spun, bucătare șef se împart și ei în câteva. Se împart în bucătari șef. Aleluia. Honoris care, cauza, da. Honoris cauza. Asta are honoris oficiu, bucătarul. Are calculatorul lui, face meniu, arată cu degetul, se fotografiază, merge în sală, bate pe umăr clienții sau tot așa. Sunt bucătari șef, da. Care, bucătari șef care mai și lucrează pe lângă a... arunca sare. Sunt bucătari șef care lucrează în rând cu toți cetățenii bucătăriei. Tu faci de categoria care lucrează și umăr la umăr cu... Da, noi facem parte din cei care sunt zi de zi în bucătărie. Am înțeles. Așa, Olesia Negruță, sper că și eu o să țin minte. Bun, încă o dată... Dar numai de atâta, memorizează, da. Înscrie, cum să-i zic, și să fac acolo... Save, dă-i un save. Ca să-l salvezi live-ul ăsta, îi dai un share și el mereu să fie la tine pe pagină. Aurica Tomulescu, noroc băieți, încă n-am știut că voi și la vremea asta, dar vă aud, că voi și la vremea asta ce? Poți să te ajut și eu cu ceva, eu așa mă aud. Iată, așa. Curățim de pe mijloc aici și ea, scuzați, da, scuzați, ia că așa, tragem
perișorii ăștia de pe mijloc, închidem carapacea și țac, și am rupt. Hai să încerc, dacă și după asta, eu cu cuțitul ăsta de obicei o fac. Așa. Văd că la cu... E ca în mijloc. De unde să arătăm la toți? Hai să arătăm la toți. Uite, eu nu am experiență în... Sper că o să se vadă cumva. Iată, o carapace normală, standard de scoci, da? În mijloc avem cărnița. Cărnița, dacă se deschide, iată așa, pe mijloc are, iată, acești perișori. Ca să nu... Bine, noi acum chiar o să scoatem cărnița, pentru că avem nevoie să, să o învelim, să o facem pane. Dar, pentru a scoate mai ușor, se apucă că așa... Dar unde e? Asta negru? Nu, gata, asta e fără. E altă carină. Am vrut să ajută. E cat și tu una cu păr. Uite cu eu spus. Vorbim de scoica, cată una da, cu păr. Da, în mod obligator. Și acum închidem scoica și tragem, iată așa, de acești perișori, aceste mușticiari, mușticiarele se rup, scoica rămâne întreagă și noi, iată așa, le aranjăm aici. Am găsit. Eu sper că toți cei care privesc acest live-ul privesc și video, adică privesc imaginele, fiindcă dacă doar auziți, pe dintr-o parte sună o leacă straniu, știi, doi bărbați vorbesc, țin eu de mustăți. Da, nu, pozitiv al cuvântului. El a spus unui om fără păr, cat și tu una cu păr. Am înțeles. Da. Aveți grijă, deci pentru cei care doar ascultă sunetul, acești doi bravi băieți curăță scoci. Simplu, curăță scoci. Bun, noi avem mai departe o întrebare din partea lui Alexandru Volkov. Aveți în plan vreun concert la Viena? Mai ajut. Nu știu cu cui este adresată această întrebare. Tu faci spectacole undeva? Da, dar la Viena încă n-am ajuns. La Viena încă nu a ajuns. Noi, dacă la moment e în artieră. Până la Viena mai este un pic. Da, până la Viena mai avem. Așa, Sergiu Papaluță ne salută și ne spune că ne ador. Mersi mult. Radu Bolun tot ne privește. Radu Bolun este colegul meu, medic stomatolog. Un prieten foarte bun de mine. Am înțeles, care îi trimite câteodată pacienți. Bejenar Liviu, sănătate și pace și o femeie care tace. Bun. Te rog, Ioane, câte avem la număr acolo tosturi? Dar ce stacă, mă? 10? 10 tosturi. 10 bune, am înțeles. Uite, 10 care merită de la asta premiu, voi sunteți într-atât de bravo cu, uite, noi tocmai 10. Din start am spus doar 5. Dar uite, dacă o să mai scrieți tosturi bune care, pe care le pronunțăm, care le anunțăm atunci când suntem cu un pahar de bere între prieteni, uite, că puteți câștiga o ladă de bere, o ladă de bere. Voi deja alegeți blondă, brună sau fără alcool. Și cum am mai spus, pentru cea mai bună întrebare pe care o adresați bucătarului nostru, la fel puteți beneficia de o ladă de bere. Adică eu sunt în Eu sunt în mijloc, în calitate de bucătar. Aștept întrebările. Tu, da, bucătar? Eu până când spun ce fac aici. Aha. Aici noi am făcut un pane pentru scoici, și anume, este un mix dintre pesmete de pâine albă, printre altele, pentru că foarte des aud această întrebare că am cumpărat pesmete și era așa de amar. Deseori în magazine mai găsim și pesmete de pâine neagră, ceea ce este mai altfel la gust, mai amar, mai acriu, aș zice chiar. Așa că pesmete, parmezan, mix de condimente deja uscate, mărar, origano, bazilic și tot așa. Iată, aici avem o cremă de usturoi, care pentru mine, în momentul în care este nevoie de usturoi, pisat, tocat, cumva ai făcut, acel de casă care noi îl facem cu acea ustensil, nu știu cum, dar nu... Mixer. Pisătoare. Pisătoare. Asta e altceva. Pisătoare, da? Pisătoare e care lângă coloana asta de la Pisa, da? Asta e chisătoare. Aha, chisătoare. Nu mai scurt. Da, asta care chisează usturoiul, ca să fie clar, da? Și e problema aia, că îl pisează, dar nu așa. Și da, după nu asta, ca pisătoare, da? Da, pisătoare de la pisă, să zicem. Da. Dar, și după asta de-o spalat, chin și o sândă, scobitori, tot e găurica. E mult mai comod de curățit 2-3 căței de usturoi, puțin ulei de masline. Noi am mai adăugat 2-3 frunze de busuioc, blender, care îl avem toți prin casă. Și se face o cremă de usturoi. Este ca și un ulei de masline, super aromatizat cu usturoi, care se păstrează foarte bine în frigider, este întotdeauna la îndemână și poți să pui o picătură aici, o picătură acolo. Știi că data trecută noi când am pregătit pește, data trecută în live am pregătit pește. Da, la grătar. Eu, peste o săptămână, am cumpărat și eu pește, am venit la socru,
zic, hai să gătim pizza. Yeah. Dar uite, eu uimește, mă. Cu legume înăuntru la păstrăv. Atunci în păstrăv da. Am pus, nu? Da. Atunci am pus în păstrăv legume, țelin, morcov. Și ce mai era acolo? Morcov, țelin, ceapă. Și ceapă, da, exact. Și tot cu... Super, băieți, dacă vreți să vedeți alte gustări care se fac tot la bere, priviți live-ul anterior, acolo noi am pregătit tot pește, am pregătit creveți, ce am mai pregătit? Două tipuri de pește chiar am pregătit. Două tipuri de pește. În general. Și gingerică la și gingerică tot am avut. De data asta facem puțin mai diferit. Tot avem creveți, avem tot gingerică. Pentru cei care s-au conectat chiar în aceste clipe, am pus legumele pe grătar, da? Deja da. Sunt aproape gata. Noi câteva clipe o scoatem în capete cu tot ce merge la cuptor, uh-huh. ducem tot la cuptor, ca deja pe final să ne distrăm cu ceea ce merge la fri. Uh-huh. Pentru înțeles. Asta este ceva repejor și uite, până atunci, o întrebare foarte bună pentru tine. Ce mâncare nu ați preparat niciodată și nici nu ați gustat-o? Fugu! Fugu? Fugu, n-am gătit-o, nu... Peștele este otrăvitor. Și... Este și așa, în fraud, chiar și tine, numai că tu ești bun. Mm-hmm. Da? Tu pe așa, nimic. Dacă e pește otrăvitor, și înervat așa. Dacă e pește otrăvitor, eu odată am mâncat. Sincer vă spun. Nu, am cumpărat un pește și a stat 3 zile și după asta l-am mâncat. Dar bine, bine cumpărat. Dacă te-ai otrăvit la herring-ul sau măcrou și era acolo, să-i spunem silotcă. Tot pot spun că am mâncat fugul, da? Nu. Nu? Nu, frica rând, a fost ca la fugu. Salariul da, nostru da, da. Ne permite maximal un dorado pe lună. Dar până și la fugu, mititeu, da? Și da, la fugu. Dorado era. Dorado era. Da, da, iată, bine că mi-am mintit. Așa, Cornel Păslar, un toast care îl spunem atunci când stăm cu un pahar de bere între prieteni. Выпьем за красивых и честных и скромных людей. За меня! Нас осталось так мало. За меня? Cum am o lacrimă, m-o trasă. Spus za людей, nu despre tine. Ah, ok. Așa. Eu de mult deja am distribuit. Bine, mersi mult, Olesea. Vândem și pe toți cei care s-au conectat acum să ne dați un like ca să fim cât mai mulți aici în live-ul de astăzi. Fiindcă am mai spus, așa, pentru cei care s-au conectat chiar în aceste clipe, astăzi împreună cu șef bucătarul nostru pregătim gustări la bere. Gustări atunci când avem o companie de prieteni. Exact. Asta. Și nu știi ce să cumperi, ce să faci, decât să cumperi diferite uscăciuni, mai bine pregătești acasă. Da, foarte corect. Uite, ceva gustos, puțin, și îl știi, uite, că după asta ideea eu rămâne mulțumit. Mereu vii cu prietenii la o bere, da? Mereu ți-am recupit la o bere, dar și mâncam azi. Da. Hai tu. Și acum gătesc numai eu, dar așa dacă vă întâlniți, cum zic italienii, în giardino, puneți-i puteți la treabă. Da, să facem mult mai mult. Un local, păi, apropo, foarte... Eu am încercat să te ajut, dar iarăși, tentativa ieșuată. Așa, cineva ne-a salutat și din Londra și vreau să menționez, aveți în Londra un local foarte frumos, Garden se numește. Majoritatea moldovenilor la un spatele casei, Garden, foarte frumos. Da, și în Paris, Jardin. Jardin, da. Da, la Moscova e Sadu. Sadu e Livagarodi. Dar Moldova cum e? Aici afară. No, Sadu e Livagarodi, poate du-te așa. Acolo în spatele casei. Așa, Nicolae Bulgac, bea o bere, eu cu voi, moldovenii cei eroi, bucătarul e erou că gătește tot gustos. Scoicele cu peștișori, cu perișori, sunt gustoase, oi. Mm-hmm. Asta e omul care știe. Bun, Nicolae Bulgac, cu rimă, Bulgakov trebuie să-i spunem. Bulgakov? Yes. E bulgar? Oh, da? Mai nu știu cum te rezist, dar... Așa. Hai, mănâncă cât nu-i vede. Mănâncă ceva repijor. Îți imaginezi și de gustos să-ți fie când... Își punem pachetă e casă și n-ați nu vadă nimeni. Hai! Hai, ieși ceva cât încă nu a venit. Hai, mă, tine. Și apă, gata, de azi. Așa, ce mâncare nu ați preparat niciodată și nu ați gustat-o nici când? A fost întrebarea deja. Dar tu ce n-ai preparat niciodată? Eu n-am preparat niciodată? Eu mult și n-am preparat acasă. Dar ce n-ai preparat niciodată? Niciodată n-aș prepara? Idee nu am, sincer. Eu crnaț de cu sânge. Craveancă? Așa. Dar de ce? Eu aș prepara. Știu. Uite, nu-mi place. Dar eu la țară aș face. Mie-mi place. Apropo, cui păi place craveanca? Scrieți, vă rog frumos. Poate ies cineva care face craveanca da, acasă, eu am scumpăr. Și ăștia care scriu craveanca și scrieți-le care și șughiri, faceți tot acolo. Așa, în Polonia, când dați un concert și o emisiune cu bucătarul, uite,
datorită, adică și mulțumit acestui live, pot să ne vadă nu doar cei din Polonia, pot să ne vadă cei care sunt chiar și în Statele Unite ale Americii, pot să ne vadă chiar și cosmonauții și extraterestrii care vrei tu. Extraterestrii care noi trebuie să-i hrănim odată cu mâncare moldovenească, numai decât să-ți fie atenți. Exact. Dacă sunt extraterestri care ne privesc, înghițiți în sec. Care da? Prin sistemul solar pe aici, așa, prin treacăt. Da, poate să transmit și semnalul ăsta de live undeva în cosmos. Pentru și dacă ne auziți, oaspeți de pe alte continente și constelații. Da, dacă ne auziți undeva din cosmos, știți că... Și totodată răspundem la întrebare, unde este Biton? Biton e acolo unde transmitem și noi cărnița și legumele, la cuptor. El deschide cuptor? Și închide cuptor. Nu, nu. Ai crezut că e cuptor? Nu putem să dezvăluim. Eu cred că odată ce o să apară și Biton, cât mai activ o să fie pe rețele de socializare, noi neapărat o să vă spunem, o să venim și cu detalii. Dar până acum okay, nu putem dezvălui. Da, tot e ok. În concediu de maternitate, tot e ok. E bine, e sănătos. Copilul e sănătos. Lucrează. El, copilul sunt. Da. Finuții cresc, cu mătra e acasă, tot normal. 4-300 au mai adăugat în perioada asta de carantină. Așa. Повару вопрос. Вы когда-либо отомстили клиенту? Ну, я сейчас нашел. Повар спрашивает повара. Повара. Как вы... Какова твоя профессия, да, повар? Да, отомстил, но вне работы. Лусушеф? Ну, клиент сейчас, кажется, разумеет. Видишь, ему по командам. А, мансалес. Бон, да, старо мене интрига. Ну, принтри алтели, аша казу фост, ультиму, который цель минте, аста ерам в Венеции, ел инцележе, ка ел стресазо букатарей интрига, кари ел... îi urează tot binele de pe lume, dar el după ce o papat, el ne-a scos toată bucătăria și în localul vecin care lucra, era un pub și lucra până la bucată de noapte, ne-a servit pe toți cu un șpriț și tot chestiile astea ca mulțumire. Super. Că noi nu am zis șpriț, seringă. Da, și a fost gustos, frumos și el chiar mulțumesc că așa s-a întâmplat, că s-a reținut pe drumul știu unde și el la toți ne-a servit cu băuturi. Bravo, bravo. La mine tot s-a întâmplat la spital așa un caz, numai că nu ne-a servit cu băuturi, nu, ne-a dus o cafea și o plășință. Nu, tot, bun, tot e servit cu șpriț, numai că intra muscular. Bun. Așa, rețeta pentru scoci pare tare delicioasă. Nu știu, încă n-am mâncat. Data trecută eu aveam posibilitatea să mai mănânc din ceea ce băieții prepară. Data asta, nu știu, deși... Sunt dubii, da? Da, mă tem pur și simplu cuțitele să aproape, știi? Și mai am nevoie de degețele. Așa, încercați paelia. Uite aici... Data trecută tot am făcut paelia. Un mesaj da. Super. Eu consideram ca un toast. Ascultă. Lilia Sârbu. Da. Așa. Ceva tangent? Nu. Nu, ok, ascultă. Eu scap pe familie, doar care ești. Bucătarul Aleluia nu bea bere într-a iurea, bea puțin și câte o leacă, nebunia să nu-i treacă. Dacă bei pe stomacul gol, poți găti cu zebrașou. O, da. Așa, dacă bei odată în an, faci mâncare cu Marian. Doamna Sârghe, are doar șansă la ăla de Lugălcic. Da, o să registrăm acolo, Ioane, te rog frumos. Da, ai și deja poezii. Burta nu e de la bere, dar e pentru bere. Foarte bună explicație. Numele și familie. Așa, Anatolii Straticiuc. Sasha. Anatolii. Sasha, chiar Carudu deja, Sasha. Da. Tolea mulțumesc, Sasha. Mulțumesc. Am să iau undeva explicația asta și am să o folosesc ori de câte ori o să am ocazia. Așa, Vladislav Das, întrebare. Unde pe masă se pune mămăliga la trapeza lui Ștefan cel Mare? Dacă nu răspunde, să revin cu un răspuns. Eu, din câte cunosc, Ștefan cel Mare nu a avut ocazia să mănânci mămăligă, deoarece porumbul, după cum bine știți, a fost adus în America puțin mai târziu. Tot așa, întrebare. Dacă Ștefan cel Mare a plecat la luptă și l-a conjurat un tren, cum a ieșit el de acolo? Pe timpul lui nu erau trener. Wow! Bună seara, Eugen Pavel, ce pregătiți? Bună seara, ce pregătim? Hai, pe la urmă să arătăm. Mai rămâi cu noi și asta noi, arătăm. Noi personal nu pregătim nimic. Nu de mâncare ne întreabă. Ne întreabă despre următorul video care asta va apărea. Da, deci noi ca să înțelegi. Omul privește în viitor să înțeleg. Da. Chiar mâine. Mâine, corect? Exact. Noi astăzi mâine ne relaxăm, fiindcă astăzi am fost la serviciu, ceea ce vă îndemnăm și voi să vă relaxați. Astăzi este vineri. Noi, spre exemplu, nu prea ne relaxăm, fiindcă mâine avem filmări pentru încă un nou video, împreună cu prietenii noștri de la Bere Chișinău. Spunem ceva detalii, un spoiler? Dar de ce nu? Da? Eu nu aș spune un spoiler. Noi spunem un spoiler. Tot ce putem spune că joi sperăm că l-am să joi! Video-ul. Bun! Joi! Eu cred Radu Grecu
băiatul nostru răspunzător de regie și de tot ce ține de posteri. Adică odată ce vorbiți voi cu el pe internet, adică să știți că el răspunde, nu noi. Adică nu totdeauna noi. Bun, eu cred că el va lua tot în mâini și va face tot posibilul ca joi, seara, să apară un video în colaborare cu prietenii noștri de la Berry Chișinău. Eu sper că joi la 9 seara, la 8:30, nu știu. Ceva de genul ăsta. Odată ce o Berry Chișinău în mână, așa ne relaxăm și privim video-ul. Și... Exact, e o idee foarte bine. Foarte bună. Așa, un pahar de bere bună, servim noi împreună. Ca un clopoțel răsună vocea noastră după Bruna. Bun, Cristina Crăciun, Dionisie. Bun. Marin Ivancenko ne întreabă cum ar fi de gătit mai gustos creveții la disc pentru bere? Întreabă de la Londra in Garden. În funcție de disc. Da. În funcție de disc. Dacă e disc de la coloana vertebrală, da, nu gătim. Da, dacă e disc cu muzică lui Ionel Estrati, n-ai șansă să mănânci. Șans, da. Dacă e de la Boronă, nu știu ce. Boronă care e asta, care e boronește, care boronește pământul. Pe eu nu știu. Am înțeles, da, eu nu știu. Știu, eu nu știu. Dacă e disc... Dar tot ce e tinerel, eu știu. El e tânăr, dar el mai mult vere a stat la țară decât mine. Aha, și are mult vere acolo. Da, da, da. Am vrut să spun, da. Asta așa. Și dacă e disc de ăsta care se încinge și punem creveță pe dânsul, atunci cum mai bine să-i gătim? Eu nu știu, să-mi spună Marian. Să-mi spună Marian. De ce? De ce nu vrei să-i gătim? Dar improvizați voi. Vă spui Marian, eu știu pe disc de mașină uneori. Uite, eu cred că usturoi e o chestie indispensabilă la niște creveți sau nu. Da, dar usturoi... Nu? Usturoi, da. Usturoi. Da, eu pun tot sos de soia, e ok? Nu, eu n-aș pune sos de soia. Într-un bol alături cine vrea moare, da, cine nu... Da, te gândești că e strid, știi, mararo? Mararo? Eu n-aș pune mararo. Uscat, doamne, nu proaspăt. Da, fiindcă mararo e foarte aromat. Ok, uite, eu iau creveții, îi dau mână la bucătar și le gătești pe disc. Ia ca rețeta perfectă, doamnelor și domnilor, ai cumpărat creveții, așa... Și bucătare cojești sau tot așa? Tu cojești. Deja ți-o arătat, da, scoți mustață. Cumva. Bun. Rețeta ideală, bucătarul ți-a gătit tot absolut. Pisarienco Eugeniu ne scrie doamne și halba asta după mine, că următoarea se încălzește. Nu rău, bun. Așa, Nicolae Bulgac. Sunt bulgac de la Soroca, care la fel sunt tehnician dentar și am prieteni care au făcut studii cu voi succese mari. Salut, bun, colegul. Salutări, colego. Salutări. Și nu am făcut succese mari. Cine? Ne urează succes. A, ne urează, eu am înțeles că am învățat cu voi și fac succese mari. O învățat cu noi, învățat cu noi. Tot am fost la universitatea asta, dar... Noi, ca să înțelegi, suntem o leacă doctori. Da? Noi, tot... O leacă. Da. Noi lucrăm la radio. Noi sunt... Eu, spre exemplu... Voi sunteți și o leacă DJ. E DJ, nu. DJ e acela care mixează. Noi dar voi sunteți o leacă suntem radio. Moderatori, ca în fel crainici, cum se tu când mixezi aici, în bolul ăsta, ce ești DJ? Eu sunt crainic. Apropo, noi suntem unici doctori care lucrează pe specialitate. Eu am făcut radiologie și lucrez la radio. El a făcut stomatologie și lucrează... Stomacul gol. Stomacul gol, exact, bravo. Așa, Lilia Sârbu ne scrie, bucătar... Da, eu am citit ai spus, ai spus, ai spus. Ai pus un like, bravo, bravo. Așa, Malcic Alina, super, ne budu sprașuvăt cac. Ceva m-a întrebat, da? Cred că afla da, deja răspunsul. Da, magica Lina, am salutat-o chiar noi, a spus ceva foarte bine. Ceva. Exact, dar eu cred că noi deja am venit și cu un răspuns. Tot și eu chiar aș întreba, da. De ce Malcic și de ce Alina? Iată, magica Lina tot așa scrie, vipim și... zafartuca Pavla. Și eu, bun, printre altele, lui magica Lina, care aș da o întrebare. Cto Malcic, cto Alina? Ca... Magica Lina, dacă are problema. Magica Lina. Nu, magica Lina. Mersi mult ție, mersi mult pentru compliment. Ea spune că hai să bem un gât de bere pentru acest minunat shorts. Da, de acord. Scuzați, eu sunt cu voi, eu puțin da. S-ocupat. Am înțeles. Nicolae Bulgac, ai o bere Chișinău, uiți de totul ce e rău. Ai muncit sau ai cheltuit, tot la bere te-ai oprit. Bun, bun, dar eu cred că deja Nicolae Bulgac este înregistrat în concursul nostru. Reamintesc pe parcursul acestui live, avem două premii, este vorba de două lăzi de bere Chișinău. O ladă de bere va primi acel care va scrie
cel mai interesant sau cel mai frumos toast pe care îl spui atunci când ești între prieteni. Și al doilea bag sau nu știu, a doua ladă de bere o va primi acel care va acorda cea mai interesantă întrebare șef bucătarului nostru. La sfârșitul acestui live vom face totalizările. Voi tot veți fi cei care veți vota prin comentarii cine este câștigătorul acestor două lăzi de bere. Așa, deci, mergem mai departe la comentariile noastre din live. Creveți, mult unt, usturoi și paprică sau curry? Corect? Curry sau curry? Curry. Yes, cereți curry. Dacă spunem de basketbalistul ăsta din America, e Steve Curry. De aici e Curry. Eu basketbol. Nu primești? Da. Și zici când ajungi la coș. Posibil de asta. Mă sunt toleac, știi cum... Ii sute de sus la mine și nu-mi place chestia asta că oamenii sute de sus. Un toast foarte bun. Cel mai scurt toast. Bun. Numele și familia acolo. Asta e foarte. Numele și familia, vă rog frumos, mie. Numele și familia. Cum familia? Ianoș, Ianoș Draguțan. Ianoș. Mă, asta e chiar sau ăsta. Nu, hai. Asta din tot plămânul ăsta, da? Asta, da? Luați aer în plămâni. Eu la... gospodar. Noi folosim ca în calitate când lucrăm în radiologie, eu folosesc dacă nu de vreo 30 de ore sau 40 pe zi, spun, luați aer în plămâni și asta se aude tot așa. Luați plămânul și umpleți-l cu aer. Da. Fraza asta sună foarte bine în rusă. Am avut un pacient care a venit odată și, ok, se mai întâlnesc la noi, din păcate, cum spun, cetățeni care nu mai cunosc limba română. Și am avut un caz venit și ca să înțelegi, și nu s-a încordat. Da, mai sunt, din păcate mai sunt. Și el intră în ușa cabinetului și eu întreb deodată familia. De el, izvinite, можно по-русски? Și eu pentru o secundă m-am gândit, dar cum e familia în limba rusă? Ca să-mi dau seama, îi spun, familia! Și el după asta am făcut investigația. Păi vezi, accentul e important. Da, accentul e important. Da. Exact. Bun. Hai să mai mergem așa. Ne salută din Portugalia Veronica Roman Sclifos. Sclifos, mai repede. Ce mâncare delicioasă ați umit-o vreodată pe soție dumneavoastră? O, întrebare. Asta, mie, da? Da. Malega. De la Lia. Malega? Cu asta ai umit-o? Nu. Asta nimic. Nu. Și eu fac mâncare cum ai umit. Eu tot să eu știu cum ai umit-o. Știi ce? Azi îți fac mamălegă. O, dar o mănânc eu. Nu, cu tine. Cu tine. Aha, bun. Asta e... Așa o uimești tu când mănânci cu soția, da? Nu, eu când vreau să o umesc, nu fac. Am înțeles. Bun, eu sper că ați primit răspuns la întrebarea voastră. Așa, bun. Cel mai scurt ăsta ai spus. Expediați și niște bere Chișinău în Germania. Neapărat, eu cred că Ion va avea grijă să ne expedieze și vouă, prieteni. Dacă ne scrieți cel mai bun toast chiar acum în comentarii, o să facem și o totalizare. Dacă o să mă ajuți rău frumos, Ion, să ne spui cele să selectăm mai cele mai bune. Și voi, prieteni, veți alege chiar acum, voi veți decide care toast, după părerea voastră, este cel mai bun atunci când îl... Așa. Eu câteodată acum pregătesc. Aha, am înțeles. Acum noi suntem pe final. Poate mâncat sau ceva nu observ? Exact. Ok, hai. Marian, spune-mi, te rog, frumos, hai cu tine începem, da? Ce? Care întrebare? Cel mai scurt toast. Asta e bun. Asta e bun. Asta e cu numărul 1. Okay. Numărul 1. Numărul 2. Luce poznă ce-mi ne da dna. Asta e cu numărul 2. Ok. Și toast mai avem interesant? Hai noroc și la mulți ani să aveți mai mulți bani decât dușmani. Aha, hai noroc și la mulți ani să aveți mai mulți fani decât dușmani. Ok, asta, după părerea ta, e top 3, da? Ok, top 3, prieteni, acum în comentarii, haideți să votăm. Care toast vă pare cel mai fain, cel mai super atunci când suntem între prieteni? Timp de o minută, da? Exact, timp de o minută. Hai, reamintim, numărul 1, cel mai scurt toast la bere. Hop, este 1. A doilea care era?
a doilea de dna. Deci poznă ce mi-e de dna și a treilea să aveți mai mulți fani decât dușmani. Exact. Da, așteptăm o minuțică să alegeți voi, dragi prieteni. Un minut, așa, prieteni, pentru televoting-ul chiar acum se deschide, părțile la Eurovision, știi? Televoting-ul se deschide. Îți imaginezi la Eurovision să fie, uite, aceeași atmosferă. Ei stau și, hai vătați, zice, mâncare în cuptor acolo, omul gătește. Oamenii asudați acolo. Nu, ai chinuit 3 minute pe scenă. Ok, Moldova, Moldova, you have connection. Moldova, you are a winner. Good morning, Pavel. Good morning. This is Chișinău speaking. Ok, Chișinău, so, tell me please your votes. So the shrimps, creveci goes to... No, Iukte, listen please, tell me. The notes for the our toast, toast. Yeah. That toast. So, 1 point go to 1.55. Asta tu ai spus 1 și 2, 3. 1 2 3. Da. 1 2 3. Bun, mai scurt. Medici nu s-au înțeles. 3 1 3 1 3 3 2. Tu notează pentru care? Pentru care mai mult? E greu cu mulți aici. Ioan, te rog frumos, ne ajută în comentarii care vot a primit, adică care mesaj a primit voturile mai cel mai mult. Mai avem 30 de secunde. 30 de secunde, prieteni, secunde. Chiar acum în comentarii. Domnul, 30 de secunde. Să votați. Hai să reamintim. Hai să reamintim, te rog frumos, care sunt toată mesajele. Cu numărul 1. 1. Este. 2. Luce, da. Poznă, ce mi-a dat, n-am memoria ta, ca de obicei. Eu cu memoria stau slab de. Așa, și a treilea, memoria mea deja. Așa. Să aveți mai mulți fani decât dușmani. Este. Hai să votăm 20 de secunde. Mai avem pentru a vota. Între timp, pe Marian am să-l rog, te rog frumos, tu decizi care întrebare cel mai mult ți-a plăcut. Tu le-ai ascultat, care da, nu le-ai sperat. Da, au fost așa de mult că eu m-am pierdut o leacă. Așa, pot să spun câteva care mi-e foarte tare mi-au plăcut. Frumos, ca să mi-l aduci aminte. Ce nu ai gătit niciodată și nu ai gătit? Nu, ăsta era încă unul mai curios. Așa, așa nu spun, soției. Cum te-ai răzbunat pe client? Cum te-ai răzbunat pe client? Asta era așa curios. Așa, uite, eu reușesc să mă uit până atunci, până ce tu mai pui acolo. Așa, acum să arunc acolo peștișorul, da? Da. Deja așa, hai să le caut. Super. Deci, prieteni, 10 Ioan secunde. Ioan, ai notat ceva? Așa, și Ioan ne spune... Câștigătorul e fraza cu numărul... 12 points go to number 3! Să aveți mai mulți fani decât dușmani. Așa, acum e mesajul, hai să vedem. Acum e mesajul, o să vedem după live, prieteni, neapărat o să facem legătură sau prietenii noștri de la Bere Chișinău vor face legătură și vor lămuri cum să ridicați premiul. Reamintesc, premiul este o ladă de bere. Voi deja alegeți. Larisa? Larisa Martin. Larisa Martin, corect, da? Larisa Martin, felicitări, lada de bere. Deja este în drum la tine aproape de ușă. Bun, hai să stabilim... Poate un premiu și din partea noastră, uite așa, pentru... Mie mi-a plăcut foarte mult poezia asta cu stomacul gol, zebra show și cu Marian. Da, oferim 6 sticle de bere. 6 sticle de bere, care okay, le oferim okay. Noi personal. Bun, încă un box de bere. Și-s de dornici. Da. Ok, încă sper, un box de bere. Lilia Sârbu. Ne contactez pagina noastră sau Bere Chișinău, da, sau pagina lui Marian. Băieții și... de la Bere Chișinău vor face legătură cu tine. Așa. Bun, întrebarea ta, mă. Stabilim noi întrebare. Care ți-a plăcut încă o dată? Aceea cu cum s-a procedat cu clientul care ne târziu și a deranjat toată bucătăria. Ce-și mergi înainte da. De stângă? Asta sunt amintiri plăcute, de asta amintiri plăcute. Plăcute. Ok, da. Ok. Ion între timp o să vadă comentariul cui aparține această întrebare. Nu pune mâna. Nu pun mâna. Nu pun mâna, îți spun eu deodată. Nu pun... N-am pus mâna. Deci trebuie pus. Acoș în câteva clipe suntem și noi gata. Până voi mai spuneți, noi eu chiar vreau să întreb de Ion cât timp mai avem ca eu să știu cum să mă organizez. Deja cam suntem pe final, da? Ok. Am înțeles. Înseamnă deci crevetele sunt gata, peștișorii. Sunt gata? Da, pot să guști. Eu am gustat. Pot să confirm. Dacă Elon Musk sau o cineva, secundă. Mark Zuckerberg, fă-te rog frumos o aplicație care se poate transmite toată aroma asta spre cei care ne urmăresc acum în live-ul ăsta. Sincer, o bere, te rog frumos. Noi facem tot, numai transmite rog aroma asta pentru cei care sunt acasă. Hai să nu vă grăbiți? Aici, așa un miros. Eu nici nu știu, poți nici nu mănânci, pur și simplu stai deasupra, știi? Servești o bere? Nu știu, cred că noi uite, am primit un orgasm, cred că gastronomic, așa se spune.
Da, e corect așa. Da. Orgasm. Așa? Da, orgasm? Da, e el, da. Dar cum arată orgasmul gastronomic? Cum vezi cu vieț? Nu, lui e rău, după gust. Cum un orgasm gastronomic? Cu față, cum închizi ochii, ochii după cap, oamenii leașă. Da, nu, dacă ai luat o bucățică și imediat o iei pe două. Nu, tu primești orgasm gastronomic la fiecare tău, mic dejun. Da, da, așa. Eu sunt nimfoman alimentar, da? Corect așa spune? Da, da, este așa ceva. Nimfoman alimentar. O, Pavel. Opa! Hai să întâmpinăm. Stai, că noi suntem doar cu prima parte. Iată așa. Și iată așa. Pentru a face iată așa. Foarte bine tot asta se strânge. Și se duce iată așa. Să se mai topească puțin mozzarella. Iar noi începem câte puțin, câte puțin aranjăm farfurii. Azi, apropo, e internațională a cheeseburgerului. Da. Ce e astăzi? Ziua internațională a cheeseburgerului. Ziua internațională. S-o vrei când o gândești. Dar pentru a fi operativ, noi o să facem la cuptor. Ca să o gătești, trebuie să poți, e ca asta. Da. Deci, între timp, aici peștișorii noștri se pregătesc în ulei, uleiul încins. Reamintim, am făcut creveți. Avem și inele de ceapă pentru cei care nu ne-au privit de la început. Ce am făcut noi? Am luat două inele de ceapă, da? Corect, Mariana, eu povestesc. Da. Corect. Spate corect. Corect, da? Da. Deci, între ele am pus un strat de mozzarella. Mozzarella, corect. Exact. Și după care, exact ca în secție de traumatologie și ortopedie, cu pancetă am învelit, am făcut pansament. Pansament, da? Exact. Un pansament la această ceapă cu mozzarella. Și ea a fost aruncată acolo, da? Cusută și aruncat. Adică nu aruncat, eu a avut poliță de asigurare, nu aruncat-o chiar. După da. Ce eu tratat-o, i-a dat drumul. Este o bucătărie asta, nu e policlinică. Exact, exact. Așa. Eu niciodată nu imaginam că peștișorul poate să arate așa de frumos, sincer îți spun. Uite, peștișorul cântă. Momentul, spune că peștișorul nu pot vorbi. Poți spui peste telefon, nu-și o problemă. Minge, ninge, peste șosea, minge, peste zacuscă, minge. Dăm totul la o parte. Așa, perfect. Așa, aici ultimele detalii. 1, 2, tocătoare. Iuhti, tu trebuie să mai împrospătezi acolo paharul. Te rog frumos, ai grijă. Deja este un proces aici la noi, poate nu este așa de curățel cum s-ar dori. Am înțeles. Sau, astea sunt momentul unde se vede că s-a lucrat. Am înțeles. Deci sunt ultimele momente când se accentuează deja, adică se înfrumățează, da? Sau da. Cum noi spunem? Aranjăm. Decor gastronomic, da. Chiar un life hack, dacă faci astfel de gustări, când sunteți între prieteni, vă rogăm la bucătărie să nu intre nimeni în momentul ăsta. Odată ce intră, mai sunt de ăștia al de iuhti, care intră și mai mănâncă. Știți? Și atunci când voi le aranjați frumos, nu se primește tabloul ăla care doriți. Eu spun cuvintele tale. Că eu sunt locul tău, pur și simplu, înțelegi? Și adică în momentul ăsta când voi aranjați frumos, nu trebuie să intre nimeni, fiindcă începe a mânca și strică toată combinația asta, eu o numesc. Wow! Asta e costiță. Asta e costiță. Așa, costiță, aveți rețeta, Mariana a explicat puțin mai devreme cum se prepară. Oricum, cine are întrebări? După asta în spate și o să vedeți. Cine are întrebări? Sună, scrie. Pot să sun eu. Trimiți scrisori, da. Poșta Moldovei. Nu știu dacă să le primești anul ăsta, dar eu sper că eu să răspund. Poșta Moldovei lucrează. Exact. Alo, prieteni? Aceste da. Bere și mâncare la bere este. Asta e... Da, ne așteaptă. Bunelul sună, pur și simplu, și îl roagă să-i... Bunelul meu e cel mai prieten al meu, să știi da? Chestia asta. Am înțeles. Tata meu mereu a fost între prieteni. Am înțeles. Între mine și bunelul. Ai înțeles? Poliția Calambura e cu noi. Calambura și noi ai atcruit, a? Așa, avem și mozzarella, înfrumățăm cu mozzarella. Cu inelele noastre, cu pancetă, cu ceapă și cu mozzarella, cum am mai spus. Aici dăm tot ce am mai frit. Așa, peștișorul, aveți grijă, exact ca în coteț. Peștișorul trebuie să stai o leacă mai departe de purcel, da? Bine, hai că nu e... Peștișorul la tine? Da, peștișorul. În cui, dar ce aici este... Puișori, poate. Da, și puișori. Un fruct de mare este doar este de și puișori de purcel, da, este. Tu doar la purcel, tot să spui puișorul meu. Cumva...
Poți intimidez? Uite, uite aici, uite aici, uite aici. Uite aici. Ai. Uite aici, uite, uite aici. Deși n-am venit eu caserola de acasă. Dar tu ai caserola, așa-i? Dar nu-ți dau. El are caserola lui, uite aici. Nu, eu de caserola întreb. Eu de dânsa și grăsc. Ah, de caserola. Bun, am înțeles, am înțeles. Deci, ultimele note de înfrumusețare. Uite, că vin și creveți la noi în ospiție. Așa. Și mai vine și o porție încă de peșteșori. Mai găsim și o lămâiță acolo. Lămâiță, chiar scriau acolo. Lămâiță numai nu bombonic să fie. Da, vă rog frumos, nu bombonele. Și aici nu foarte pierd. Bine ar fi, iată, acest mix de cremă de usturoi, care foarte bine, da, mai ales da, pe da, cei, da, da, pe da, cei da. Este peșteșor. Larisa da, Martin și Cornel Păslaru. Te rugăm frumos să intri la Bere Chișinău, să scrii în privat, ok? Le scrii băieților din, de la mesagerie, ok? Voi sunteți câștigători, adică dacă acum, eu sper că voi mai sunteți în live cu noi, n-ați plecat dar deja fi undeva păcat, să vă laudați. Trebuie să fie. Nu, mai sunt oameni, eu am câștigat o bere, o ladă de bere, gata, mâine, băieți ăsta. Deci, mâine calm, la lucru nu vin. Calm, le scrieți prietenilor noștri de la Bere Chișinău și eu sunt sincer, sunt convins că ei vor contacta înapoi. Așa, midile vin în ospiție. Mai povestește-te frumos ce ai pus aici. Ia să vedem dacă tu ții minte ce am făcut eu acolo. Eu țin minte, Eu eram amețit. Ia, făină, amidon, bere brună. Wow. Ouășor galbenușul a fost. S-a făcut o masă foarte bună. După aia am scos perișorul de la midie. Da. Așa, cu scoica am ținut ca să iasă foarte bine. Și după asta am făcut tifteluțe de astea midine. Midine? Cum ești tu? Medina e licinost. Deci dacă doriți să descărcați aceste midii, în calitate midii, mai aveți opțiunea asta. Eu știu, oamenii, mai sunt oameni cu telefoane de astea vechi, da? Care cu butoane. Eu n-am păit buton. Da, buton, apropo, el are un ochi de șe 30-30. Ai presat-o, suc-o și-a sâmbibi în... Mozzarella care este acolo. Trebuie să se topească deci și... Deci aici poate să mănânci 4 ia uite cu aici, trebuie să se învelească cu tot ce este acolo înăuntru. Un fel de panini? Asta este un fel de panini, dar hai să-mi zice un fel. Spate de acolo vreo câteva aici, sau tot paharul ăla. Este? Nu, aia că hai tot paharul ăla. Unu. Și-o dai. Și aici facem așa. Ia uite bre. Așa. Uite așa. Am văzut. O farfurică curată. Care nu avem. El să-i pună muș de este al lui Parusa, știi cum? Și uite aici. Asta după ce se răcește, se taie chiar ca o mini porție. Acum noi, atâta timp cât este fierbinte, o să o tăiem doar așa în jumii. Ca să vedeți în mijloc, Precis, să nu spuneți că este o vorbă rai. Și vorbim plus. Și tot asta se taie, se aranjează frumos pentru fiecare. Și da, doamne, bere să fie, că de mâncat ceva am inventat noi. Prieteni, sper că v-a prins de folos acest live. Sunt momente în care la final spate își ciocnim deja, nu? Ciocnim, clar nu ciocnim. Ciocnim moldoveni. Eu am să rog cameramanii, voi faceți poze, video, da? Asta e mâncare doar pentru video, da? Adică jumătate de oră voi nu vă atingeți de masă, da? Mersi mult, prieteni, că ați fost alături de noi. Astăzi am pregătit gustări la bere. Atunci când suntem între prieteni și ne gândim ce gustări ar fi. Uite, asta e un exemplu perfect. Foarte repede se pregătește, exact. Și cei trei prieteni care sunt? Eu, tu și el. Da. Eu, tu și el, trei oameni și noi trei șase. Asta deja este un paragraf. Bun, mă. Hai, lo, șef, Bere Chișinău, Camere Zebra Show pentru voi. Camere Zebra. La mulți ani. Pa, pa. Cât prieteni, a? Noi mâncăm sau trei prieteni. Eu, trei prieteni. Camere Zebra, Chișinău și lo, șef. Nici caserola nu ar trebui acasă, sincer. A spui un culoc ca toată lumea, las. Spui un culoc și cu tine. Calendar, ți-am zis liniște. Spate-o, înțeleg că ți-e foame. Ăla n-a spune nu pune mâna.